Hello, oameni! Bine ați venit la un nou vlog în care astăzi ne apucăm de curățenie! Nu cred că am apucat să vă spun mare lucru despre mutare. Cred că v-am spus la un moment dat într-un vlog acum ceva timp că trebuie să mă mut, că sunt forțată oarecum să mă mut de aici. Nu a fost vorba că s-a întâmplat ceva neapărat, dar cei ce închiriază această căsuță universității au decis că vor să închirieze separat de universitate și să nu mai aibă intermediar, pur și simplu să închirieze ei direct. Probabil împărțeau un oarecare procent cu universitatea sau nu știu exact cum sunt aranjamentele, dar pur și simplu au zis că vor să renoveze și apoi să închirieze ei personal. Ca să fiu sinceră, nouă ne-au zis, de fapt ne-au zis ceva mai târziu, după ce am vorbit cu universitatea, dar ne-au spus că ne-au întrebat dacă am vrea să închiriem camerele astea de la ei începând din septembrie și ca să fiu sinceră, pe cât de mult mi-a plăcut să stau aici, vreau să mă mut. Mi-a plăcut foarte mult camera, însă vor să facă renovări, nu sunt nici măcar pe aproape cu terminarea renovărilor și pur și simplu să stai într-o casă care e într-un dezastru constant. Pe mine mă stresează foarte tare, nu-mi place, e gălăgie. Eu nu funcționez așa. Și am avut noroc că cel puțin mie nu mi-au schimbat geamurile, am rămas cu geamurile astea drăguțe care mie mi-au plăcut întotdeauna, însă fetelor le-au schimbat geamurile, acum vor să le schimbe din nou, că a fost nu știu ce problemă și vă dați seama să stai în continuare aici. Mi se pare o mare bătaie de cap. Pe lângă asta am decis că este momentul să mă mut singură. Mi-a plăcut super mult să stau într-o casă cu foarte multe persoane. A fost o experiență foarte faină. Eu mai stau și în state cu alte 5 fete sau 4 fete. Cu alte 4 fete în casă, însă a fost pe o perioadă mult mai scurtă. Aici am stat în prima fază 6, după care ușor ușor a scăzut numărul. A fost foarte util să fiu într-o casă cu atât de multe persoane, pentru că venind singură aici în Danemarca, nu știam ce se întâmplă, eram picată din lună, erau foarte multe lucruri pe care trebuia să le învăț, trebuia să încerc să mă acomodez cumva și să fiu într-o casă cu persoane ce au locuit aici pentru ceva timp. Dar să fiu în casă și cu persoane care abia ce au ajuns, cu care să alături de care să învăț toate chestiile astea pe care trebuia să le știu. A fost foarte bine și recomand, dacă plecați ca studenți în afară, vă recomand să aveți colegi de casă. În general, în Danemarca, din câte știu, ai dormitorul tău propriu și personal cam la orice cazare, așa că asta nu ar fi o problemă. Dacă vrei să ai spațiul tău, poți avea spațiul tău. Însă, evident, au fost și părți nașpa, ca de exemplu mirosul de mâncare în toată casa, când locuiești cu persoane din diverse culturi, pe lângă faptul că gătesc chestii interesante, gătesc chestii care miros foarte puternic și iar eu sunt, nu știu dacă mai sunt singura ciudată, dar eu sunt foarte sensibilă la mirosuri. Dar mie nu prea îmi plac mirosurile astea super condimentate, așa sunt. Pe lângă asta e vorba că na, trebuie să faci curat după un program și trebuie să faci curat după alte persoane. Este uneori gălăgie pentru că sunt și alte persoane în casă, ceea ce pentru mine uneori nu e ok pentru că, de exemplu, dacă am de filmat sau dacă am de filmat o campanie sau ceva, uneori am nevoie de liniște când am nevoie. Am nevoie în acel moment și trebuie să am liniște exact în acel moment. Asta este. Și da, uneori nu ai parte de asta când locuiești într-o casă cu alte persoane. De aceea am decis să mă mut singură. Este o mică garsonieră. În prima fază nu v-am spus pentru că nu eram sigură dacă universitatea îmi poate oferi cazare unde voiam eu. Pusesem ochii pe o clădire pe lângă care treceam foarte des când veneam de la universitate. Este ceva mai aproape de universitate, dar tot este în zona asta. Eu stau într-o zonă a orașului ceva mai rurală și îmi place super, super mult aici, ca să fiu sinceră, îmi place enorm. Garsoniera este totuși într-o clădire plină cu studenți, este tot așa un fel de cămin, doar că ai baie, bucătărie și dormitor pentru tine, dar ai și zone comune, am înțeles că este și o sală în clădirea respectivă și cinema. Habar, n-am intrat niciodată în clădirea respectivă, am trecut de foarte multe ori pe lângă ea, dar nu am intrat niciodată. Și am cunoscut persoane care au locuit sau locuiesc acolo și sunt interesant. Dar o să vedem cum o să fie. Mă mut în 3 zile.
Așa că trebuie să împachetez tot. Tot ce am în dormitor, toate tâmpenile pe care le am în baie, să golesc bucătăria. Iar eu sunt prima care se mută, așa că, da, o să fie palpitant. Sunt puțin entuziasmată, trebuie să recunosc. Îmi pare oarecum rău pentru că m-am obișnuit cu fetele aici, dar, da, este... Așa sunt lucrurile. Bun, să trecem la curățenie. Ok, am început să strâng și am început să golesc răftulețul acesta care are tot felul de tâmpenii în el, chestii pe care nu e absolut necesar să le folosesc în următoarele 3 zile. Uf, și mai sunt o groază de chestii. Am început să le sortez și aici am pentru reciclat haine, aici am donații, pentru reciclat sticlă, hârtii și carton. Și nu știu ce am. Mici și electronice. La fel, foarte multe chestii de reciclat. Și aici sunt chestii pe care, mă rog, care se duc la gunoi. Multe chestii din micile mele escapade, ca de exemplu când am fost în Finlanda la Polul Nord sau în Stockholm, le fel de chestii. Aia e mașina de înghețată. Și, nu știu, păstrez tot felul de chestii, nu știu dacă e neapărat bine, însă, da, mă atașez foarte mult de chestii. Asta e biletul de când am venit în Danemarca. Da, foarte multe chestii să strâng și nu știu, plac super mult. Am zis să iau o mică pauză și să mănânc. Am făcut niște paste. Și mă uit la minunata lumea lui Gumball, pentru că sunt în interiorul meu un copil extrem de mic. Ok, am cam terminat de strâns ce voiam să strâng din dormitor, cel puțin momentan. Am făcut un duș ca să pot să bag măști, măscuțe, chestii din baie, că am foarte, foarte multe. Și cât aștept să se usuce masca, o să mă duc și o să triez o întreagă pungă de produse de îngrijire pe care le-am folosit, nu le-am folosit, nu mi-au plăcut, bla, bla, bla. Sunt foarte multe produse, nu știu cum s-au strâns atâtea, nu știu cum ne-am ajuns am atâtea, dar o să mă duc și o să încerc să scap de ele. Este a doua zi de strâns chestii din cameră și astăzi o să fac dulapul și va dura o groază. Am împrumutat de la un prieten niște saci de vidat și sunt din aceia care se videază cu aspiratorul, ceea ce o să fie mult, mult, mult mai mișto decât cei pe care îi am eu. Și intenționez să pun aici în special haine de iarnă. Nu am extrem de multe haine, mi se părea că am mai multe, însă o să pun în principal geci groase, haine groase, plovere și așa mai departe. Am unul imens și unul ceva mai micus și o să vedem ce și cum o să pun. Mi se pare că am extrem de multe haine, par ele multe pentru că sunt dezordonate, dar nu sunt atât de multe.
Ok, ăsta e progresul. Am vidat foarte multe, aveam și niște pungi de vidat. Am vidat foarte multe haine. Mai este un săculeț acolo. Aici am pus și încălțămintea pentru că toate hainele din geamantanul ăsta sunt vidate. Și am zis că oricum n-am spălat încălțămintea, n-aveam de gând să o spăl, așa că am zis ok, nu se murdăresc hainele dacă sunt în pungi vidate frumos. Așa că am pus toată încălțămintea aici. Mai am niște perechi de iarnă care cred că o să meargă acolo. Mai am un punguț aici și în rest nu mai am cine știe ce haine, mai sunt aici și astea câteva de aici. Cred că o să fie nevoie să mai împrumut un geamantan de la una dintre colegele mele de căsuță, pentru că eu sunt prima care se mută și mi-a zis că nu au nevoie momentan. Am băgat și o tură de rufela spălat. Am zis că dacă tot pot să spăl aici, de ce să nu o fac? Nu știu exact cum este. Știu că este un fel de laundry room în noua cazare. Dar am zis că dacă acum am mașina de spălat disponibilă, de ce să nu spăl? Și să duc toate chestiile curate. Și da, doamne, geamantanul ăsta cred că o să fie extrem de greu. Mi-am păstrat niște haine aici, câteva pentru mâine și poimâine. Și mă rog, mai am hainele astea care strâng pe aici și fac curat. Aș zice că fac ceva progres, însă tot mi se pare că sunt o groază de chestii și nu înțeleg de unde sunt în continuare atât de multe haine și atât de multe chestii împrăștiate. Bună dimineața! Este ultima zi aici în căsuță. Aseară am stat și am curățat și baia, am făcut și curat și am strâns și toate produsele de acolo. Mi-am lăsat doar produsele necesare pe care le folosesc zilnic și în rest am mai scos acolo și niște produse de curățenie care sunt ale mele, pe care le-am cumpărat și pe care vreau să le iau cu mine. Oricum, mâine mă voi duce să fac curățenie, pentru că nu știu când a fost ultima dată locuită garsoniera. E probabil să fi trecut ceva timp. Am senzația că era disponibilă deja, asta însemnând că este nefolosită de ceva luni. A fost nevoie să mai împrumut un geamantan de la una dintre colegele mele, pentru că mai am niște haine răzlețe, dar mai am și niște pungi vidate care tot așa sunt pe aici. N-am avut nicio să mai pun. Și am rugat-o să-mi dea un geamantan ceva mai mare. Și ai de capul meu, nici nu vreau să mă gândesc cum o să fie mâine să le car pe toate. Din fericire, mâine se anunță vreme super ok, așa că pot să car chestii liniștită. Astăzi, de exemplu, plouă. Dacă era așa, mâine era groaznic. Dar, din fericire, mâine să sperăm, dacă nu se răzgândește vremea, să sperăm că o să fie soare și că o să fie mult mai ok să mut chestii. Acum, am ceva de filmat pentru o campanie și oricum am cam întârziat cu materialele, așa că o să mă apuc acum să filmez repejor. Și apoi, dacă tot o să fiu pregătită și așa, o să mă duc până în centru să duc traista cu donații și să mă duc să mai iau niște produse de astea de curățenie. Mă rog, gen să pun de vase și alte nimicuri de genul ăsta. Pentru că sunt produse pe care noi aici le luăm la comun și pe care nu pot să le iau cu mine. Doamne, abia aștept să mă mut și să mă restabilesc așa. Pentru că am avut mereu gândul ăsta că mă mut și am stat în dezastru și nici n-am mai făcut ordine și nu mi-am mai bătut capul cu foarte multe chestii. Așa că ar fi cazul să mă stabilesc și eu frumos. Ok, am terminat de filmat ce aveam de filmat. Le-am trimis spre aprobare și aștept momentan. Dar voiam să ies, să mă duc în centru, dar plouă. Și nu că plouă. Așa, liniștit. Am reușit în final să ies din casă. Și mi-am luat chestiile pentru donat. Este destul de rece și plouă groaznic. Dar acum s-a oprit, așa că profit de timpul ăsta și fac ce trebuie să fac și apoi mă întorc acasă. Evident că m-a prins ploaia. Este 12:30 noaptea. În sfârșit, am terminat. Am strâns și din bucătărie tot, am făcut curat în bucătărie, am strâns din cameră cam tot. Am mai rămas câteva nimicuri pe care o să le folosesc mâine.
am aspirat, am șters praful, am șters toate cele. Se întâmplă, mă mut! Cam așa arată aici, sunt niște rufe care nu s-au uscat încă. Am niște pe produse de machiaj pentru mâine. Am geamantanul acolo, acolo se intre și machiajele și chestiile de la baie. Aici am cerceafuri, chestii, nu am găsit încă în ce să le pun. Intenționez să le pun în traista asta în care a venit și astea pentru pat, dar nu știu dacă să mai aibă loc, așa că o să vedem. Aici am niște genți, o să intre laptopul, aici pot să mai pun alte nimicuri pe care le am, gen din astea de aici de sus. Aici am zis că să pun rufele care, care se usucă mâine. Aici mai am o gentuță în care poate o să pun parte din astea, vedem ce reușesc să mai indez, dacă nu mai împrumut vreo traistă. Așa, aici e gol, lapul este gol. Și să vă arăt ce de bagaj am. Bună! Unul și am și aici încă trei. Deci sunt cinci în total și cu cel din cameră. Am aici o cutiuță cu alte tâmpenii și tot ce e aici. Adică toate trei stuțele astea. Aici am un coș de gunoi și trepiedul și ăsta de yoga. Acolo am produse de curățenie. Aici am chestii de la bucătărie, uscătorul pentru rufe. Aici am plentuțele copilașii mei. Aici am florile de floarea pe care am zis cum le iau. Vezi că o să păstrez cutia asta. Și mai am aici niște alimente pe care am scos să le iau. Eu sunt ok de cărat. Și în rest, durapioarele mele sunt goale. Și părțile mele din frigider sunt goale. Sinceră să fiu, mă așteptam să încapă toate în mai puține geamantane. Nu să cred că a fost nevoie să mai împrumut încă două ca să reușesc să împachetez totul. Nu vine să cred că sunt atât de multe chestii. Și din fericire, mâine prietena mea unguroaica, Esther, nu știu dacă, probabil dacă mă urmăriți pe Instagram, știți despre cine vorbesc, care locuiește aici în căsuță cu mine, a zis că o să mă ajute să le car mâine, o să mă duc de dimineață la universitate să-mi iau cheia cea nouă și să o las pe cea veche. Și da, acum o să mă duc să mă spăl și o să mă bag în pat și o să încerc să dorm, pentru că mâine la 9 dimineața trebuie să fiu la universitate să-mi ridic cheia. Asta înseamnă că trebuie pe la 7:30 să mă trezesc cel târziu la 7:30 ca să am timp să și strâng și să și mănânc. Asta este, am golit camera, nu mai e nimic. Mă rog, astea o să le pun pe mine. Hopa. Gol, 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 totul este gol și foarte multe bagaje. Dar în sfârșit mă mut. Acum mă pregătesc să mă duc la birou să-mi ridic cheia. Și da, mă mai puțin în jur să văd dacă e totul ok, dacă e curat. Și apoi măcar. Bun, și asta este camera. Mobila este cam la fel cu cea pe care am avut-o dincolo, pentru că, na, toate sunt de la universitate. A stat un băiat aici înaintea mea, deci vă dați seama că nu este cine știe ce. Îmi place că avem cuier aici. Baia este destul de tristă, dar o să mă ocup eu de ea. Și oglinda aia acolo spartă mă sperie foarte tare. Aș vrea să pot să o scot, nu știu dacă o să pot. Cine vrea oglindă în duș? Se pare dubioșel. Trebuie curățat și asta. Nu știu când a stat ultima dată cineva aici, dar na. Ce este neregulă cu asta? Mi se pare foarte ciudățică. Ce și pare ceva ce aș lua eu, nu este. Bun. E un mic frigider. Aici e un dulăpior. Probabil se ține gunoiul. Mică plită. Bla bla. Niște răftulețe. Trebuie curățat. Cred că n-a mai stat nimeni aici de foarte multe luni. Nu înțeleg de ce în dulapul în care eu mi-aș ține haine sunt vase de bucătărie, dar în fine.
Iar apoi aici sunt chestii pentru curățenie și farfurii. Dar, nu comentez. L-am deschis pe ăsta, nu vreau să mai deschid, sunt numai chestii de-astea. Și în rest arată cam așa. Partea proastă momentan este că stau la etaj. Ceea ce înseamnă că, e bine, am un mic balconaș aici. Pe care, pot să ies de aici, e perfect regulă. Asta o să fie o mică canapeluță, o să fac cumva să fie o mică canapea. Partea și mai bună este că nu dau la stradă, la drum. Este o altă cazare în partea cealaltă, ceea ce e destul de mișto. Partea nasoală momentan este că va trebui să cărăm bagajele alea pe scări. Și nu o să fie drăguț, pentru că sunt destule scări. Și, na. Dar rest e ok. Și, evident, trebuie făcută curățenie și, evident, trebuie să scap. Nu înțeleg, persoanele care au stat aici au avut o problemă cu ierul. De ce sunt foarte multe? Nu înțeleg. Putea doar să... Și unul aici și pe ușa asta. Nu înțeleg ce se întâmplă. Trebuie să reușesc cumva să le scot. Dar rest e super ok. Bun! M-am mutat! Aici sunt toate bagajele. Am obosit deja. Din fericire erau lucrătorii care fac renovări la casa veche, cum ar trebui să-i spun de acum. Și a fost foarte simpatic și ne-a văzut cu bagajele, pentru că m-a ajutat și un guroi ca să car toate cele. Și erau că aveți nevoie de ajutor, că unde mă mutați? Și e la vreo 5 minute distanță. Și era, ok, puneți totul în dubiță, că le ducem noi. Bine, noi deja făcusem vreo două ture de adus bagaje, dar nu mai contează acum. Și problema este că, unul, trebuie să vină cineva să mă ajute puțin cu routerul, pentru că se pare că avem internet prin cablu sau ceva și nu mă prea pricep, dar am un prieten care mă poate ajuta, ceea ce e perfect. Și mai o problemă, nu mi se încuie ușa. Nu înțeleg care e problema. Cred că, nu știu, e ceva neregulă cu iala și pur și simplu nu pot să o încui nici de pe interior, nici de pe exterior, pentru că nu opune rezistență. Când am deschis ușa, se deschide și am sunat la birou și m-au pus să las mesaj. Și, din păcate, din câte știu, la 3 se închide birou și s-ar putea să nu mă rezolve nimeni până mâine. Așa că, da, asta va fi nasol, dar să vedem. O să mă apuc să fac curat, mă schimb și mă apuc să șterg pe aici, pentru că, e bine, e clar că n-a mai stat nimeni de ceva timp. Și să organizez puțin, să vedem cum mi-ar plăcea sufletelului meu să arate lucrurile. Și, da, o să fie o zi super, super lungă. De asemenea, un guroaica se mută de la căsuța noastră și asta a fost o oglindă pe care a cumpărat-o ea. Și mi-a dat-o mie, bine, nu, evident, contra cost, dar nu aveam oglindă aici și oricum ar fi trebuit să iau una de la IKEA. Și e bine, mai drăguță e aceasta. Și acum o să avem un nou loc pentru poze. Și am luat o groază de chestii de curățat, așa că o să mă apuc... Ok, am reușit să scot tâmpenile alea cu adeziv de pe peste tot. Oh, mai am urât pe dulap. Doamne, dar e crunt! Vă mulțumesc tuturor pentru sugestii. V-am întrebat pe Instagram dacă știți cum pot scoate chestiile astea, pentru că mie mi se pare absolut odioase. Și da, am pus fionul lângă cuierașele astea. S-a încins. L-am scos și a rămas adezivul, din păcate, pe suprafețe și apoi am folosit acetonul și am frecat până când s-a dus. Durează mult și e foarte enervant, dar s-a curățat foarte bine, ceea ce e super mișto. Mulțumesc foarte mult, sunteți absolut geniali! Update! Bun, am mai strâns puțin în bucătărie. Între timp am comandat niște alimente, cred că v-am mai spus că pot comanda diverse produse ca să-ți vină acasă și a venit la mine și una dintre fetele care locuiește aici în complex, foarte simpatică, destul de micuță, cred că are 18 ani și nu vine să cred că zic că dacă are 18 ani e micuță, dar ca să mă înțelegeți, mă apropii de 25,
mă simt bătrână. Și a venit la mine și a fost foarte simpatică și m-a ajutat și cu ușa. În sfârșit am lămurit-o. Cred că cei de la International Office mă urăsc acum, pentru că le-am tot trimis mesaje. Eram, nu mă descurc cu ușa. Nu, le-am trimis un mail și le-am lăsat un mesaj vocal pe telefon, dar în fine. Și da, m-am descurcat. A fost ok, a fost foarte simpatică. Și dacă vreți să veniți în Danemarca sau, mă rog, vreți să studiați aici, această pușoaică care a venit să vorbească cu mine este o excepție, pentru că, în general, danezii nu sunt foarte vorbăreți și, în general, nu au chef să stea la povești sau chestii de genul ăsta sau nu prea vin și se bagă în seamă cu tine. Asta să o aveți în vedere. Tipa e mai ok, dar este o excepție de la regulă. La de asta am fost puțin surprinsă. Eram, cum ești daneză? Și, da, dar foarte simpatică și am zis că o să o invit într-o seară să facem ceva, pregătim ceva de cină. Mi se pare foarte, foarte mișto să ai oameni în complex și dacă vrei să stai cu cineva, poți să stai, poți să, nu știu, să gătești sau ceva. Dacă nu vrei, poți să stai liniștit în spațiul tău, nu trebuie să socializezi cu nimeni. De asta mi se pare absolut genial. Și 16 minute sunt trează de astăzi de la 7 și tot ce am făcut a fost să alerg și să mut și să aranjez chestii, dar tot ce aveam este la locul său. Avem aici scaunelul pus fel de fel. O să iau ceva să pun aici pe pereți, pentru că sunt foarte, foarte goi. Aici avem chestii. Apoi am pus aici rochițele. Nu mai am energie să vorbesc, îmi pare rău. Așa. Și apoi dulapul a fost și el organizat. Și aici. Aici e bucătărioara, o să mai am niște mici chestii ca să pun tot dezastrul ăsta de aici, pentru că mă irită foarte tare cum se vede, pare foarte încărcat, pentru că sunt tot felul de nimicuri. Și da, dar o să mă ocup de asta mâine pe mine. Așa, și baia, aici în baie va trebui să iau ceva, să poate un roftuleț să-l pun sus, să vedem, dar am nevoie de ceva, să-mi pun toate chestiile, pentru că momentan stau agățate în cuie acolo. Și da, și o să schimb și perdeaua asta de la duș. Cam asta este, avem și aici un cuieraș. Și asta e. Cred că se poate vedea pe fața mea cât de obosită sunt. Nu mai am energie absolut deloc. Nu mai simt picioarele. Dar mă bucur că am reușit să despachetez totul. Îmi propusesem să fac asta astăzi, nu acceptam niciun altfel. Am zis că nu dorm până când nu despachetez tot. Și urmează ca mâine, poi mâine, sâmbătă, să mă duc prin second hand-uri sau prin magazine, prin Ikea, doar ca să găsesc anumite chestii ce mi-ar mai fi necesare. Dar, da, momentan cam asta e. Asta avem. Cred că o să închei acest vlog aici, pentru că oricum cred că este destul de lung și, na. Așa că o să-l închei aici și o să încep unul de mâine sau apoi mine când încep să decorez puțin. Vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit, vă pup și ne revedem curând. Pa, pa!